Ministrul Vasile Pușcaș, șeful Departamentului pentru Afaceri Europene, s-a întâlnit cu Filip Kaila, directorul canalului de știri Euronews. Reprezentantul român susține promovarea canalului european în România, declarând că avem nevoie de actori europeni care să prezinte și temele naționale într-o veritabilă comunicare europeană. Ministrul a subliniat faptul că Euronews a reușit de-a lungul anilor să fie o televiziune cu o adevărată viziune europeană, un brand respectat care oferă telespectatorilor din România o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă politicile europene. Cei doi au dezbătut probleme legate de politica de comunicare existentă în acest moment în cadrul Uniunii Europene, șeful de aia accentuând importanța canalului Euronews, care a preluat rolul de a împărtăși experiența implementării politicilor europene la nivel local, concomitent dezvoltând identitatea europeană. Ministrul Vasile Pușcaș și-a exprimat speranța că în viitorul apropiat Euronews să transmită și în limba română pentru a informa cât mai cu prompt cetățenii români asupra actualității europene și a celei mondiale.